Comitetul Executiv Național al PSD a hotărât ca Paul Stănescu să preia conducerea Organizației Județene de la Călăraș după retragerea fostului președinte al organizației, Iulian Iacomi. Reprezentanții formațiunii politice spun că această decizie, luată în pragul campaniei electorale pentru alegerile locale, reprezintă o nouă viziune în ceea ce privește organizarea activităților politice la nivel local. Despre o posibilă trecere la PNL a fostului președinte Iulian Iacomi, Daniel Ștefan Drăgulin a declarat că au fost purtate discuții în acest sens, iar răspunsul va veni în cursul acestei săptămâni. Domnul Iulian Iacomi trece la PNL? Nu a spus faptul că a purtat discuții cu dânsul. Sunt discuții destul de avansate. Și după cum am spus, orice primar, și mai ales nu este un primar, Nu este un simplu primar. Arată faptul că, una, Partidul Național Liberal se întâlnește și venirea lui contribuie și la obținerea unui rezultat mult mai bun de care avem nevoie. Dacă era de partea PSD-istă, nu era bun Iacomi. Acum e bun dacă trece de partea PNL-ului? Cine de ce? Cine a zis că nu e bun? Nu contează cine a zis. A, eu? De la PNL? Nu, nici. Nu neapărat dumneavoastră. De la ei? Acum de ce e bun Iacomi? Să nu mai e PSD-ist. Să nu mai e PSD-ist. În primul rând, ce vă spun ceva, nu am... Sau niciunul de la noi nu a avut timpului, nu a avut o reacție negativă față de președintele organizației județene și față de multe alte persoane din acel partid. Noi avem un alt stil, acela de a fi ponderat în afirmații, de a aduce dovezi verbale cu ceea ce se întâmplă și dacă v-ați și înscris de afirmațiile pe care le fac unii din cei sunt PSD, venirea lui Iacomi de Găsărul lui Proșe nu trebuie și de partid. Poate urmat de alți primari? Sigur. Eu când vă referiți că v-a întâlnit partidul, mă gândesc la acest lucru. Vezi că de-aia, în următoarea perioadă, în următoarea săptămână,